Ia din mașină, îi spunea polițistului la ce să fie atent, ce să mai curețe. Energia aia bună cu Bogdan și Ionuț dimineața la Virgin Radio. Avem un incident super funny și ciudat într-un cartier din Suceava. Un echipaj de poliție a decis să spele mașina la o spălătorie în regim self-wash. Echipajul de poliție era format dintr-un el și o ea. Partea funny care e? Că ei comunicau prin megafonul instalat pe mașina de poliție, discutau la 1 noaptea, când este cea mai mare liniște. Au trezit tot cartierul cu indicații de te doare capul. Deci ea din mașină îi spunea polițistului la ce să fie atent, ce să mai curețe. Să nu-i smochetele! La un moment dat aveau problemă și cu parbrizul. Ai ratat un loc! Și a venit purtătorul de cuvânt și în spatele lui cu o mașină de poliție un alt polițist care îi dădea indicații. Dar spune că a fost ok! Bună ziua! A fost ok, așa e o procedură normală să spălăm mașinile? Da. Spune că nu e vina lor, e procedură standard? Nu a fost vina lor în niciun fel, da. Regretăm ora târzie, dar este o procedură standard de comunicare între polițiști. A apăsat din greșeală. Deci asta au spus. A apăsat din greșeală pe butonul care a declanșat megafonul. Tot mi se pare o mare problemă. Adică, bine că n-a apăsat din greșeală, să zicem, pe pistol în timp ce îl curăța cu o lavetă, știi? Da, sau bine că n-a făcut precum prietena mea să înghită megafonul și să vorbească mereu cu întotdeauna megafon. Tare. Întotdeauna tare. În acel moment. Vezi ce bătaie e. Energia aia bună cu Bogdan și Ionuț dimineața la Virgin Radio.